Până în prezent s-au făcut investiții mari pentru dezvoltarea și modernizarea comunei Șopârlița. Primarul localității a declarat că lucrările la rețeaua de apă sunt realizate în proporție de 95%. Edilul promite ca până la sfârșitul anului viitor proiectul de asfaltare să fie finalizat. În comuna Șopârlița avem în derulare proiectul de canalizare, de proiectul de apă și avem un proiect integrat pe fonduri europene depus prin 2009, o suprafață de drum de în jur de 6 km de asfaltare, 6 km de drum, o creșe și o împrejmuire, un monument istoric, unde în comună avem o biserică, o fostă mănăstire veche de vreo 400 de ani. În ceea ce privește drumurile, proiectul pe fonduri europene, ne-am apucat de anul acesta, din iunie-iulie, până acum cred că am asfaltat în jur de 1,5 km, o să continuăm în primăvară, drumurile sunt cu șanțuri, cu podețe la poartă, iar pe unde sunt străzile mai înguste sunt cu rigole carosabile. Un alt obiectiv realizat de primăria din Șopârlița îl reprezintă reabilitarea căminului din comună. Aproximativ 100.000 de euro au fost alocați pentru modernizarea căminului după ce ani de zile a fost folosit ca loc de depozitare pentru cereale. Căminul cultural de la Șopârlița consider eu că a fost un lucru bun făcut pentru toți locuitorii comunei Șopârlița. Pe un proiect pe fonduri europene, prin GAL, l-am reabilitat. Acum pot să spun că arată un cămin cultural de chiar la nivel de standarde europene, unde copiii, ansamblul cultural Curuna, își desfășoară activitatea. Și viața culturală este o prioritate a lui Cristinel Neagu. În urmă cu 4 ani a luat inițiativa de a înființa un ansamblu folcloric în localitate. În jur de 30 de copii sunt membri ai ansamblului de la Șopârlița, iar de-a lungul timpului au avut evoluții foarte bune la evenimentele la care au participat. La ultimul festival la care au participat 17 țări și 28 de județe din țară, ansamblul Cununa de la Șopârlița a obținut locul întâi.